Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Elicopterul SMURD a fost solicitat astăzi pentru a duce o fetiță de 9 ani la Spitalul Bagdazar Arsenii din București. Fetița din localitatea Golești a fost victima unui accident de circulație. Astăzi a fost nevoie de un nou elicopter SMURD în județul nostru. De această dată, salvarea a venit pe calea aerului pentru o fetiță de 9 ani. Micuța a fost izbită în plin de un tir pe trecerea de pietoni, în timp ce se îndrepta spre școală. Inițial, aceasta a fost dusă la Spitalul de Urgență Focșani, dar din cauza leziunilor pe care le are, medicii au solicitat să fie transportată la București. În ce stare e acum? Pleca și dumneavoastră la București? Da. S-a întâmplat pe trecere de pietă? Da. V-a șocat? La școală. E singurul dumneavoastră Golești? Copil? Nu. Un copil de 9 ani, victima unui accident rutier de la trecerea pieton Golești, cu traumatism craniocerebral închis, clezgă 11, intubat, este dus la Spitalul Bagdazar din capitală. Tragedie pe râul Siret în Vrancea. O bătrână a fost scoasă fără suflare din apele rece ale Siretului în apropierea barajului de la Călimănești. Rudele spun că femeia suferea de probleme psihice. Râul Siret și-a luat un nou tribut. Trupul neînsuflețit al unei femei de 79 de ani a fost adus ieri la mal de pompieri. Un angajat al barajului de la Călimănești a observat cadavrul prins în plasele de pescuit și a sunat la numărul de urgență 112. Intervenția a fost dificilă din cauza vântului puternic. Pompierii Serviciului pentru Situații de Urgență Mărășești au fost ajutați de pescari pentru a putea aduce la îndeplinire misiunea. Am găsit-o la aproximativ 200 de metri de față de mal. Era cu fața în jos, am substras-o cu o funie până la mal, dintre care i-am predat-o băieților. A prins-o băieții, din câte am înțeles, în plasa când trebuia să pescuiască. A fost o plasă băgată și s-a oprit acolo. A fost dificil datorită vremii cu vântul care iese, se face foarte mari valurile. Au fost doi băieți care au tras la vâzle, îi felicit și pescarii să fie sănătoși. Femeia de 79 de ani, găsită în apele Siretului, era din comuna Plăscuțeni. Bătrâna avea probleme psihice și pleca des de acasă fără să spună unde se duce. De această dată, rudele nu mai știau nimic de ea din ziua de duminică. A dispărut de sâmbătă de la ora 1. Da. Și ieri când a fost văzută? A fost văzută deci duminică după amiază, dintre ora 3 și 4 pe malul Siretului. A rămas niște cărți de rugăciuni pe mal, hainele ei. Și a dispărut, n-am mai văzut-o nimeni. Ea avea intențiile astea, că era bolnavă și psihică. Asta e. Ați căutat-o în zilele acestea? Da, da, am fost. Ieri am căutat-o exact locul, i-am găsit hainele. Da, am găsit urme de unde și nu altceva. Căutat-o ieri cu poliția. Nu este pentru prima dată când se găsesc persoane necate în zona barajului de la Călimănești, fie că este vorba despre oameni veniți la pescuit, la distracție sau chiar cu gânduri sinucigașe. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragicul eveniment. Reprezentanții Tribunalului Vrancea vin în sprijinul persoanelor cu dizabilități. Instituția oferă acestora posibilitatea de a afla informații despre tribunal în format audio pe pagina proprie de pe portalul instanțelor de judecată.
Persoanele cu dizabilități pot afla detalii cu privire la programul de lucru cu publicul al Tribunalului Vrancea și al judecătoriilor aflate în circumscripția sa, dar și cu privire la datele de contact prin intermediul unui fișier audio. Toate aceste informații pot fi găsite pe propria pagină de internet de pe portalul instanțelor de judecată. Pentru a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilități, Tribunalul Vrancea și-a actualizat pagina proprie de pe portalul instanțelor de judecată prin adăugarea unui fișier audio care cuprinde informații referitoare la datele de contact și la programul de lucru cu publicul al instanței noastre. De asemenea, Tribunalul Vrancea a încheiat acordul de parteneriat cu Fundația Cartea Călătoare și Asociația Nevăzitorilor din România, prin care părțile semnatare se obligă să transcrie în format braille informații de interes public referitoare la activitatea instanței. Totodată, pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, Tribunalul Vrancea pune la dispoziție acestor persoane o platformă pentru a le facilita accesul la etajul 1 al instanței. Referitor la persoanele care au deficiențe de auz, subliniem faptul că în cadrul procedurilor judiciare se folosesc interpreți autorizați. În cazuri excepționale, în cadrul proceselor, dacă nu este prezentă o persoană autorizată care poate comunica prin limbajul special, iar comunicarea nu se poate realiza în scris, audierea persoanelor cu dizabilități se va face cu ajutorul oricărei persoane care are aptitudini de comunicare. Elevii de liceu cu posibilități materiale reduse pot depune până la data de 1 octombrie dosarele pentru a obține o bursă în cadrul programului Bani de Liceu. Suma pe care o vor primi elevii este de 180 de lei lunar. Dosarele pentru bursa Bani de Liceu pot fi depuse la secretariatele unităților școlare în care învață potențialii beneficiari până la data de 1 octombrie. După această dată se vor face anchetele sociale pentru a se verifica dacă elevul care solicită banii provine într-adevăr dintr-o familie cu posibilități materiale reduse. Programul Național de Protecție Socială Bani de Liceu se desfășoară și în acest an, după un calendar bine stabilit. Respectiv în perioada 15 septembrie 1 octombrie se depun cererile, după care în intervalul următor până în 23 octombrie se efectuează anchetele sociale. Urmând ca după centralizarea tuturor cererilor, afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor, rezultatele finale să fie pe 6 noiembrie afișate, iar elevii să intre în posesia acestui sprijin financiar. Sunt mai multe condiții pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de această bursă. Se vor face anchete foarte riguros realizate, tocmai pentru a identifica acești elevi. Criteriile de departajare a elevilor considerați eligibili sunt domiciliul, având prioritate elevii din mediul rural, statutul juridic, au prioritate orfanii, urmașii eroilor Revoluției, persoanele cu anumite boli, media generală a anului școlar precedent și numărul de absențe nemotivate înregistrate de solicitant. Suma pe care o vor primi liceenii declarați admiși în urma selecției este de 180 de lei lunar. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea organizează Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți. Evenimentul are loc vineri pe 26 septembrie la Focșani și Adjud. Până la această dată au fost contactați 223 de agenți economici din județul Vrancea, care au ofertat un număr de 245 de locuri de muncă în următoarele domenii: servicii, vânzări, alimentație publică, auto, manicură, coafor, cosmetică, construcții, industria grea, industria lemnului, confecții, muncitori necalificați, funcționar administrativ și asistent farmacie. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea organizează vineri, 26 septembrie 2014, Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți, începând cu ora 9 la Focșani, în sala Balada Ansamblului Folcloric Țara Vrancei și la Adjud, la Casa de Cultură. Acțiunea își propune întâlnirea între solicitanții de locuri de muncă și reprezentanții angajatorilor pentru selecții din județul Vrancea, în vederea ocupării locurilor de muncă vacante. Există și un număr de 15 locuri de muncă pentru persoanele cu studii superioare, cum ar fi inginer construcții civile, chimist, agronom, geodez, mecanic, economist, asistent manager, electronist, informatician, programator, șef birou sau referent comercial. Facem mențiunea că această bursă este specială pentru sectorul absolvenți și nu numai, așteptăm la această acțiune orice persoană care se află în căutarea unui loc de muncă. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea se va menține răcoroasă, cerul va fi parțial acoperit, iar vântul va sufla în general moderat.
Temperaturile minime se vor încadra în jurul valorilor de 8 și 10 grade, iar cele maxime între 18 și 20 de grade. Doamnelor și domnilor, aici punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți o seară cât mai frumoasă. La revedere!